Bine v-am regăsit. Recunosc că de câteva ediții încoace postările astea sunt greoaie și sunt complicate și se amestecă foarte multe idei și mesaje apăsătoare și cumva poate greu de acceptat sau greu de suportat sau poate pur și simplu prea încâlcit așa pentru niște comunicări în YouTube, să zicem. Doar că nu ne-am propus să facem din canalul ăsta un blockbuster, ci doar să deslușim cumva câteva ițe din acestea extrem de complicate ale unei vieți care ni se pare din ce în ce mai apăsătoare. Și într-adevăr, suntem supuși aceste manipulări constante și vorbeam în postarea precedentă despre felul în care ni se bagă în cap o sumă de mesaje, al căror principal scop este acela de a ne face să renunțăm la o paradigmă în favoarea alteia. Și în general ni se bagă în cap o confuzie deliberată între sistem și guvernare. Noi suntem îndemnați să schimbăm o guvernare care nu ne place când de fapt subminăm un sistem întreg cu niște efecte extrem de neplăcute. Despre efectele acestei subminări vorbim un pic mai încolo și despre rostul și scopurile celor care ne manipulează în felul acesta, îndemnându-ne să dărâmăm sistemul, nu doar să schimbăm guvernarea, vom discuta iarăși într-o postare ulterioară. Ce aș vrea să discutăm acum este următoarea chestiune. De ce până la urmă această manipulare atât de eficientă? Și un prim răspuns ar fi acela că, dincolo de abilitatea cu care sunt împachetate mesajele, vectorii de propagare a acestei propagande ne sunt foarte familiari și sunt cu sau fără voia lor aleși sau construiți, dacă e vorba de participare benevolă, în așa fel încât să se plieze foarte bine pe acele așteptări ale noastre sau pe acele zone ale noastre care ne sunt foarte familiare. Și cu ajutorul mai multor analize de presă făcute și de alți confrați de Brasil de-a lungul timpului, m-am străduit să sistematizez puțin, repet, folosindu-mă și le mulțumesc pentru asta altor colegi de Brasil care sunt preocupați și ei de domeniu, m-am străduit să identific 5 categorii sau 5 tipuri de personaje, dacă doriți, prin care se face foarte convingător această propagandă și acest uneori chiar trolling. E de-a drept un trolling, cu sau fără participare benevolă. Personajele ar fi cam așa. Facebookistul, să-i spunem așa, de tip share tot. Omul care dă mai departe tot ce îi se pare lui interesant. Apoi ar fi bunul credincios, fie el creștin sau nu, dar de regulă creștin și în cazul nostru bunul ortodox. Apoi sunt așa numiți ONG-iști militanți. Oameni care luptă, pur și simplu luptă. Apoi este patriotul național și apoi este tânărul revoltat. Hai să-i cronăm în două cuvinte, cu o mare mențiune. Nu înseamnă că majoritatea ONG-istilor militanți, majoritatea tinerilor revoltați, a patrioților sau ortodoxilor, sau, utilizatorilor de platforme sociale sunt vinovați. Nu. Unii ajung fără să-și dea seama în toată această combinație. Nu pornind de la ideea că opiniile lor și, nu știu, credințele lor sunt automat greșite și că nu trebuie să-i mai urmăriți de fel, ci doar de la ideea că unii dintre ei o fac cu bună știință sau camuflat drept oameni de bună credință, alții s-au lăsat atrași fără să înțeleagă foarte bine unde și de aceea îndemnul, de fapt, prin creonarea acestor categorii este la precauție. Facebookistul, de exemplu, de tip share tot, este cel care utilizează rețele de socializare, distribuie automat tot ce îi se pare interesant, în feed, în materie de actualitate, de exemplu, nu verifică informația și veridicitatea ei însă în profunzime. Doar pentru că îi se pare atractiv un anumit mesaj, prin forma sa nu stă să mai cerceteze fondul. Iar în fondul problemei se ascund deseori acele mesaje despre care vorbeam. Așadar, el ajunge să propage involuntar și la grămadă și elemente ale acestei propagande antisistem, pe diverse direcții, fie pe politica externă, fie pe imaginea înfrumusețată a unui stat sau a altuia, fie pe încurajarea sentimentelor radicaliste, extremiste, naționaliste, antioccidentale, antisistem în general. Ăsta ar fi, din păcate, Facebookistul. Deseori, bineînțeles că nu e vorba numai de Facebook, aici la fel de bine și Twitter-ul și tot ce vreți voi pe acolo, WhatsApp și toate celelalte. Deseori ne lăsăm atrași în povestea asta și nici măcar nu ne dăm seama cum ni s-au strecurat în cap idei care ne aparțin.
Bun ortodox, de exemplu, în cazul nostru, este cetățeanul pentru care tot ceea ce spune credința este sfânt și de nepus sub semnul întrebării, chiar dacă nu prea înțelege și mai ales atunci când nu știe învățătura adevărată a bisericii. Oamenii nu prea cunosc învățătura adevărată a bisericii, dar îi vedem atrași de toți cei care vin cu pumnul strâns și cu barba zbârlită sau uneori dimpotrivă cu duhul blândeții și al unei duhovnicii miroase și propun tot felul de lucruri care în ele însele ascund spaime, neliniști, îndeamnă la nesupunere și așa mai departe. Și acestea se fac tot așa cu insinuarea voalată că cei care nu le dau crezare lor, acestor propagandiști, fie sunt împotriva Duhului Bisericii sau lui Dumnezeu, fie devin automat dușmani ai neamului și ai țării. Acum, bineînțeles că acești oameni nu fac altceva decât să preia mesaje de propagandă, să se dească și să adâncească neîncrederea în valorile și instituțiile care nu sunt pe plac propagandistului și teama față de acestea. În general, acești oameni, mai ales cei care vin pe filierele acestea fundamentalist religioase, propagă mesaje religios-naționaliste agresive, dure, pentru că, zic ei, trebuie să apere tot ceea ce este numit autohton, tradițional, strămoșesc și creștinesc. De cele mai multe ori, de fapt, nu asta se apără. Pentru că a vorbi despre autohton, tradițional, strămoșesc și creștinesc în spațiul nostru este cât se poate de justificat și, într-adevăr, ține de duhul neamului acestuia. Problema este că acești oameni propagă aceste mesaje fără să pună întrebări, fără să treacă atent prin filtrul gândirii, ei pur și simplu depășesc orice discrepanță logică și nepotrivire dintre mesajele lor. Dacă încerci să aduci pe făgașul logicii, tot ce obții din partea lor este iritare, amenințare, injurii, defăimare și așa mai departe. Apoi este ONG-istul militant pe care îl poți găsi în cam toate domeniile. În drepturile omului, mediu, energie, piața muncii, presă, conservarea tradițiilor, n-are importanță. El este adeptul acțiunii și al protestului. Nu stă să cerceteze în profunzime dacă acțiunea sau protestul respectiv au sau nu au motivație. Nu știe mare lucru despre anumită cauză și nici despre organizația care o susține, dar se înrolează și se duce, pentru că e rost de protest. Și el asociază din start protestul cu o acțiune justificată de luptă împotriva unei guvernări opresive. Dar, repet, nici el nu înțelege foarte bine confuzia dintre guvernare și sistem. Ei, în general, acești oameni critică vehement tot ceea ce vine pe filiera occidentală, neînțelegând că în felul ăsta fac jocul periculos al unor interese răsăritene, poate încă și mai complicate. Patriotul național, și noi l-am văzut foarte apărând așa foarte brusc în politica românească și foarte surprinzător, este cetățeanul pentru care nicăieri și niciunde nu există valori și avuții mai de preț decât cele din țărișoara lui, nu are încredere în niciun fel de străin, nu contează dacă e rus, occidental, chinez, oriental, de altă religie, el nu mai are încredere în nimeni, el vrea ca totul să fie centrat strict pe țărișoara lui. De cele mai multe ori discursul este xenofob, este nostalgic și constați că deseori este și radical religios. Sunt oameni care depășesc limita dintre dragostea de patrie și proslăvirea oarbă a extremismului, care confundă patriotismul cu naționalismul extremist, care nu vor să vadă latura bună a naționalismului, ci doar latura sa agresivă, care distribuie mesaje de cele mai multe ori antisistem și care tind să nege orice fel de măsură a guvernării, indiferent dacă este bună sau nu, care fac opoziție pur și simplu de dragul opoziției, spunând că în felul acesta ei de fapt apără neamul și țara. Și apoi mai este tânărul revoltat, care nu se simte reprezentat de nimeni, nici de politicieni, nici de diverse organizații, revoltat de tot și toate, de obicei preocupat de absolut toate temele, dar informat superficial și neînțelegând foarte bine de fapt ce anume se urmărește în anumite tematici. Este straniu să vezi cum tinerii pot fi fascinați de personaje de tip Che Guevara sau Mao, fără să înțeleagă foarte bine cine au fost Che Guevara și Mao, dar se constituie într-un val nou de stângism, de neobolșevism, neomarxism, fără să înțeleagă foarte bine unde duc toate aceste lucruri. Ei doar contestă orice formă de autoritate, neînțelegând că subminând anumite instituții, subminezi până la urmă propria existență, pentru că peste tot există instituții. Instituțiile contestate de estici au fost înlocuite apoi de propriile instituții estice, care s-au dovedit catastrofale, de exemplu, în tot ceea ce a fost comunism. Cu toate acestea,
noi constatăm că toate aceste categorii, atât de răspândite, reușesc să influențeze și să facă jocuri pe care ele însele nici măcar nu le mai înțeleg. Știu, o nouă postare complicată și greoaie și totuși aștept reacțiile voastre. Iar data viitoare o să vorbim despre mecanismele subtile ale acestei propagande, păturile de populație care li se adresează acești oameni și care ar putea fi, până la urmă, riscurile propagandei. Că despre asta ajungem să vorbim. Până la urmă ne interesează propaganda doar pentru că aduce cu sine niște riscuri imense. Până atunci însă, nu uitați să fiți sau să nu fiți de acord, like, dislike, subscribe dacă vreți și apoi continuăm discuțiile. Numai bine!